Bună, sunt Alexandra Mircea, sunt medic dentist în București. Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, unde săptămânal apar informații noi din stomatologie. Astăzi am hotărât să vă fac o surpriză. Pentru că sunt întotdeauna foarte curios despre procedura de albire dentară, am hotărât să vă arăt exact cum decurge procedura de albire dentară în cabinet. Mai jos, în descriere, aveți un link către clipul cu toate tipurile de albire dentară care există, atât acasă cât și în cabinet, dar astăzi vom exemplifica procedura scurtă de albire de 45 de minute, cea mai eficientă, cu rezultatele cele mai bune. Haideți să vă arăt cum funcționează! Vom avea nevoie de un depărtător pentru a îndepărta buzele și părțile moli de dinți, pentru că e foarte important ca dinții să nu intre în contact cu substanța cu care albim. Și atunci, primul pas mare este să punem un depărtător. Este important să protejăm gingiile și buzele sau obrajii de substanța cu care albim, așa că vom monta o barieră gingivală, o numim noi. Pur și simplu punem o substanță pe gingii pe care o întărim cu aparatul de făcut plombe, care întărește plombele, astfel încât toată suprafața gingiei va fi acoperită de această barieră gingivală, cum o numim noi, și substanța pe care o folosim pentru albirea dinților ia contact doar cu dinții. În eventualitatea în care substanța respectivă va lua contact cu gingiile, pacientul o să simtă o mică pișcătură, gingiile vor deveni ușor albe, dar aceste simptome trec la 1-2 zile după albire și nu mai este niciun disconfort. Albirea în sine îndepărtează doar fetele de pe smalt, astfel încât nu afectează smaltul, nu strică smaltul, nu îndepărtează bucăți de smalt, ci pur și simplu îndepărtează fetele depuse în timp în profunzimea stratului de smalt și scoate practic la iveală culoarea efectivă a smaltului pacientului. Noi aplicăm substanța de albire doar pe suprafața dinților care se vede pentru a obține efect wow și, într-adevăr, este pentru procedura de albire în cabinet este mult mai comod pentru că nu putem pune barieră din această gingivală pe partea dinspre limbă a dinților. Vom pune substanța de 3 ori, vor fi practic 3 ședințe de către 15 minute, obținând în 45 de minute un zâmbet strălucitor. Și folosind în clinică o substanță cu concentrație mai crescută, obținem într-un timp scurt rezultate rapide, pe care în mod normal le-ați putea obține voi acasă, eventual într-o săptămână. Substanța de albire pe care o primim este în două componente, o pastă de bază și un activator, îl numim noi, pe care îl mixăm exact de față cu pacientul. Observați că se omogenizează culoarea, se uniformizează. În momentul în care obținem o culoare uniformă între pasta albă și activatorul vișiniu, începem să aplicăm substanța de albire pe suprafețele dinților pacientului. Îi punem un vârf special de aplicare și începem să-l aplicăm pe suprafața dinților. Ne uităm la ceas, așteptăm 15 minute, timp în care pacientul se relaxează uitându-se la The Extraordinary Homes de pe Netflix. Au trecut primele 15 minute din tratamentul de albire. Voi aspira, voi îndepărta toată substanța de albire de pe dinții pacientului, după care voi aplica un nou strat de substanță albire care va rămâne încă 15 minute. Au trecut cele 3 ședințe de câte 15 minute pe care le alocăm albirii. Acum îndepărtăm toată pasta de albire de pe dinți, îndepărtăm bariera de protecție, pacientul plutește și vedem ce reacție are.
Și acum să vedem efectul. Nu uitați, procedura de albire dentară nu afectează smaltul dinților. Tot ceea ce face este să îți albească dinții și să-ți dea un boost de energie, făcându-te mai încrezător în tine și în zâmbetul tău. Dacă ai întrebări legate de procesul de albire, le aștept mai jos în comentarii. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, like, subscribe, ne vedem săptămâna viitoare cu noi informații din stomatologie. Nu uita să ne urmărești și pe celelalte rețele de socializare, TikTok și Instagram, și să ne vedem aici în fiecare vineri. Zi faină!